Gheorghe Tadic continuă să promoveze tinere talente pentru ligă și echipa națională. Una dintre jucătoarele transferate în această iarnă la club este Dana Abed Kader, campioană mondială la junioare cu echipa României. Handbalista a afirmat că a ales Zalăul pentru că Tadic este antrenorul cu care se poate face performanță. Gheorghe Tadic a afirmat în repetate rânduri în prima parte a campionatului că jucătoarele care nu vor da randamentul dorit vor părăsi echipa la finalul turului. Ștefania Lazar a fost prima handbalistă care s-a despărțit în acest sezon de Handbal Club Zalău, unul dintre motive fiind însă și problemele familiale. A venit rândul Adine Cârligeanu să-și ia la revedere de la colegele de echipă, jucătoarea nemai fiind inclusă în lot pentru primul meci din retur, cel cu CSM București. Gheorghe Tadic a umplut rapid golurile lăsate de cele două, transferând la echipă două jucătoare tinere, de perspectivă, Dana Abed Kader și Sabrina Lazia, ambele evoluând la CSM Cetate de Vatrans până în această iarnă. Prima este campioană mondială de junioare cu naționala României. Ambele au ajuns la Zalău înaintea meciului cu Nirea Slobozia, Abed Kader fiind introdusă în teren de antrenorul Tadic încă din acel meci. A fost bine, fetele m-au primit așa cum trebuie, nu mă așteptam. Este o echipă bună și m-am acomodat destul de bine cu echipa. Și la meciuri la fel a fost ok. Nu mă așteptam să joc din primele meciuri, fiind nepregătită la început. Am stat o perioadă, dar domn profesor a avut încredere în mine că pot să joc. Pe viitor îmi propun să iau o medalie în Liga Națională cu echipa și o să muncesc din greu să iau cât mai multe medalii. La echipa națională de senioare se vede chiar din această vară. Cam peste un an sau din vară, cum și-a propus și domn profesor. Depinde acum, cum muncim. Noua achiziție a Zalăului a rămas impresionată de publicul zălăuan. Minunat. Chiar foarte minunat. Nu mă așteptam la atmosfera atât de plăcută. Abed Kader a înscris două goluri atât în partida cu Nirea Slobozia, care a însemnat și meciul de debut la Handbal Club Zalău, cât și în jocul cu CSM București.